Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Taur, astăzi vom face o etalare bonus pentru luna iulie, pentru ce a mai rămas din luna iulie. Și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această perioadă. Să începem cu niște sfaturi pentru Taur. Ce vă transmite această perioadă a anului? Fii mândru de tine. Este tot despre Taur. Fii mândru de tine. Undeva te autosabotezi. Undeva nu ai încredere în tine. Strălucește, ți se spune aici. O lună nouă în leu. Leul. Eu sunt. Tu ești. Gândește-te. Cine ești tu cu adevărat și ai încredere totală în tine pentru că ai toate motivele, strălucește, wow, ce frumos! Fii umil, gândește-te la tot ce ai trăit și acționează fără ego, din iubire pentru tine, pentru semeni, pentru tot ce este în jurul tău. Vezi frumusețea din jurul tău, strălucește, wow, frumos pentru Taur. O perioadă a anului în care pur și simplu strălucești. Trebuie să fii mândru de tine. Frumoasă energia. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. 10 de monede. Valetul de bâte. 7 de bâte. 10 de săbii. Este clar că aici se închide un ciclu pentru voi și începe abundența, dragilor. Ați ieșit în propria citire, aveți împărăteasa la capătul setului de cărți, este luna. Străluciți, dragilor, aveți încredere în voi. Fiți proprii voștri stăpâni. Luați-vă puterea înapoi. Aici sunt lucruri pe care în această perioadă le veți desconspira, le veți afla. Lucruri secrete despre oameni, despre persoane dragi ție. Vei fi dezamăgit, vei fi tentat să te răzbuni și nu vei face acest lucru. Aici este un 10 de săbii, o durere mare, o trădare, dar o vindeci. Vedeți, aici este un domn care se tratează. Vindeci rănile din copilărie, din familia ta. Această perioadă a anului îți aduce fericire, împlinire. Doar că trebuie să-ți asculți foarte bine intuiția, pentru că aici avem luna, iar luna ascunde secrete. Odată cu aceste secrete se închide un capitol. Aici închideți o karmă, dragilor, vedeți? 6 de cupe. O karmă posibil de familie să fie aici. O karmă pe care ai tot continuat-o, ai tot dus-o în spate. 6 de cupe. O nostalgie care, o tristețe care acum o vezi clar, vezi motivul, îți dai seama că nu ai fi avut cum să faci altfel sau oricum nu mai poți schimba absolut nimic și preferi să închizi odată pentru totdeauna această situație care ți-a adus gânduri negative. Nu prea ai vrut să ieși din această zonă sau nu prea ai știut cum să ieși din această zonă. Ai fost rigid și ai rămas într-o situație inconfortabilă care nu ți-a adus beneficii. Fii tu, strălucește în această lună pentru că poți. Aici ai împărăteasa, citirea începe cu 10 de monede și se închide cu împărăteasa. Multă abundență, vei începe să vezi mai departe de toate aceste lucruri care s-au întâmplat, vei observa tot ce a fost
și de ce a fost și ce ai avut de învățat și cu ce ai rămas dintr-un trecut dureros. Justiția. Aici se face dreptate. Dacă în această perioadă a anului aveți un proces sau aveți de lămurit cu cineva ceva, aici vă doi domn și o doamnă, posibil o dispută, o discuție în contradictoriu, să știți că se va face dreptate. Vei merge mai departe decât crezi că poți în această perioadă a anului. Da, o perioadă foarte bună pentru tauri, în care voi puteți în această perioadă să vedeți exact ce se întâmplă cu voi, cu viața voastră, cu cei din jurul vostru. Aveți aici persoane care au trădat, care au mințit și veți fi dezamăgiți. Această dezamăgire vă va determina să plecați departe de această situație. Dragilor, ce fac alți oameni e despre acei oameni. Ce facem noi este despre noi. Atenție la ce facem noi, pentru că viața aceasta este despre noi. Voi aici sunteți deasupra celorlalți. Sunteți cu un pas înaintea celorlalți și veți depăși. Aici este despre vindecare în această perioadă. A karmelor de familie, a sufletului, a vindecarea inimii tale. Este aici un secret bine ascuns pe care îl afli în această perioada anului și chiar dacă este dureros, chiar dacă este greu de dus, mergi mai departe, te vindeci. Aici se închid aceste karme pe care a trebuit să le duci. Aveți aici o regină de cupe, rac, scorpion sau pești, o persoană care vine către voi. Ce nu știți este că veți avea un vizitator surpriză, veți avea o persoană surpriză, iar tu trebuie să strălucești, să ai încredere în tine, să fii tu. Pentru că această persoană, cum vedem și aici, aduce un cadou, vine deschisă, vine iubitoare. Posibil în această perioadă să faci o mutare, muți ceva. Mobila prin casă, te muți tu, muți serviciul, poate mergi într-o călătorie, posibil. Aici este o perioadă fertilă, foarte fertilă. Cine dorește să schimbe statutul familiei, să aibă copii, se poate în această perioadă, este de bun augur. Dragilor, aici este un moment al vieții voastre în care trebuie să fiți cu voi, să vă acordați foarte multă atenție și să vă ascultați intuiția, pentru că aici vine claritatea și toate răspunsurile vă vor veni repede. Întrebați dacă aveți întrebări și Universul va găsi o cale să vă răspundă. Este vorba despre multă abundență și frumusețe în această perioadă a lunii. Trecutul, durerea din trecut, lucrurile mai puțin plăcute, complicate din trecut, în această perioadă a anului se pot rezolva. Aici veți înțelege anumite lucruri foarte bine. Un secret bine ținut, ascuns, va ieși la iveală și se face claritate. Iese soarele, dragilor, iar voi veți lăsa în urmă această durere. Mergeți către o familie fericită, către o familie împlinită. Aveți aici o persoană în zodie de apă sau tot un taur care, sau balanță, care vine către voi și este un personaj surpriză care apare de niciunde, de nicăieri în viața voastră și va schimba în această perioadă tot parcursul vieții voastre. Este frumos ce se întâmplă aici pentru că scăpați de traume, de niște lucruri care v-au conținut doctrine. Haideți să vedem din zaruri această perioadă a anului ce aduce. Da, o tristețe mare, un adevăr care îl veți afla și lucrurile vor escala, dați, vei da seama că ai ținut lângă tine persoane mai puțin benefice pentru tine.
Îți vei da seama că parcă ai dormit până acum, deși ai avut persoane răutăcioase care au mers doar pentru ele, tu aici ai vrut să fie bine tuturor și nu te-ai dat în lături să ajuți aceste persoane, să faci pentru aceste persoane tot ce trebuie. Aceste persoane n-au făcut decât să pună venin, iar tu le-ai răspuns cu iubire, ceea ce spune despre tine, că ești un om frumos. Îți rămân în minte niște lucruri pe care le vei auzi, dar în acest fel vei învăța să te detașezi. Aici este un lucru bine ascuns pe care îl vei afla în această perioadă și care va aduce iluminare, va aduce înțelepciune, vei înțelege tot ce a fost până acum. Acest vizitator, surpriză, aterizează în viața ta și vine pentru că este momentul să închizi o karmă, este momentul să mergi către un viitor strălucit. Strălucește, meriți, ai de ce, ești o persoană bună, empatică, atrăgătoare, abundentă. Simte toate aceste lucruri și fii în această energie. O persoană care vine de departe și care va schimba parcursul vieții tale. Tu aici afli ultima piesă din puzzle-ul vieții tale. O descoperi și faci întreg tabloul. Tot ce s-a întâmplat, un secret care te va scoate din această opt de săbii, din această negură. Vine claritatea și vine frumusețea, dragilor, abundența. Aici rezultatele tale vor da roade. Ai o protecție foarte mare în univers. Ești protejat, universul te ajută. Acesta este și motivul pentru care îți transmite mesajul să strălucești, să fii tu, pentru că meriți. Începi să atragi în viața ta ceea ce ai oferit până acum, pentru că ai muncit. Aici ești într-o perioadă dulce a vieții tale și ai o protecție divină. O persoană surpriză se îndreaptă către tine pentru abundență, pentru frumusețe, pentru iubire, pentru un film frumos care acum se scrie pentru tine. Da, un secret aici aflați și se închide. Vă dați seama că nu aveți de ce să stați într-un loc unde nu vă mai regăsiți sau să stați cu o persoană care nu este pentru voi sau vă rupeți de o legătură karmică. Vă rupeți pentru că s-a vindecat acolo rana voastră și ai liber să iubești din nou. Strălucește pentru că meriți. Ești bun, ești frumos, ești empatic, ești abundent. O persoană la fel ca tine va ateriza aici în viața ta. Poate veni de departe, poate veni de oriunde. Penitență, da, aici ai avut blocaje multe. Ai suferit în tăcere, poate, sau multă durere, 10 de săbii. Aici taurii au trecut prin, poate, acest secret a adus acel moment în care să simți că totul se duce de râpă, dar aici este o curățare a energiilor, dragilor. Da, această situație s-a încheiat odată pentru totdeauna, nu se mai poate întoarce nimeni acolo. Se face dreptate, se face egalitate pentru tine. Am văzut și justiția. Dragii mei tauri, aici aveți o perioadă a vieții voastre în care puteți face pace cu trecutul. Este foarte frumos. Vedeți, aveți judecata, se dă ordin divin că este timpul să fii fericit. Strălucește pentru că aici tot ce a fost mai rău a trecut. De acum vine abundența, vine frumusețea, este o perioadă frumoasă a vieții tale. În familia ta vine abundența, vine fericirea.
cum am spus, poate veni chiar și un copil sau vine acest partener nou, de oriunde, un partener surpriză care să-ți aducă liniștea, care să-ți aducă bucuria. O perioadă frumoasă pentru voi, străluciți, pentru că este momentul vostru. Conștientizați-vă valorile și puneți-le în evidență. Fiți voi, aveți încredere în voi și străluciți. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!